Salut! Iată-l! Primul Volvo electric XC40 Recharge Twin Pure cu 408 cai putere. Practic au luat un Polestar 2 și l-au adaptat platformei. Bine, e aceeași platformă despre care vă vorbi imediat. Este un Polestar 2 SUV și mașina are foarte multe detalii șmechere despre care vom discuta. E un clip lung, așa că luați-vă popcornul și hai să vedem ce știe. Și nu uitați like, share, subscribe, join și ce mai vreți voi, pentru că urmează un clip special. Hai să începem cu puțină istorie. XC40 a început să fie fabricat în Belgia, dar și în alte țări. Noi îl primim din Belgia, la Ghent. Culmea, am trecut acolo pe lângă fabrica Volvo odată, am văzut-o. Și a fost mașina anului în Europa în anul 2018. Volvo dorește ca până în 2025 jumătate din mașinile sale să fie electrice și până în 2030 ca toate să fie electrice. Așa că au început cu Volvo XC40, urmează C40, adică varianta SUV coupé de la XC40, există Polestar 2, tot pe aceeași platformă. Platforma, adică CMA, Compact Modular Architecture, se numește, este o platformă făcută de Volvo în colaborare cu Geely. Geely, care este noul proprietar, nu mai e nou de ceva timp, dar este noul proprietar al celor de la Volvo și care bagă bani masiv în marca suedeză și pe bună dreptate, pentru că au reușit să facă niște produse speciale în ultima perioadă, produse foarte apreciate de către public, dar și de către clienți. Și este o platformă care a început să fie dezvoltată abia în 2013, o platformă foarte flexibilă. Doar centrul roților față este fix, sau distanța dintre centrul roților față este fixă, și pedalierul. În rest, ea poate fi destul de modular. Este folosită în prezent de către 3 modele Geely, 4 modele Link & Co, care va veni și pe piața europeană, sau, mă rog, există deja pe piața europeană, dar la noi. Abia aștept să testez un Link & Co să văd cum este. Și culmea, Geely mai deține și firma de taxiuri londoneze London Taxi. Un model Polestar, adică Polestar 2, și Volvo XC40 și C40. Iar aceasta este versiunea pe care noi, sau mă rog, eu mi-o doresc. Hai să vorbim un pic și despre prețuri. Un XC40 pleacă în România, termic cei drept, de la 33.430 de euro cu TVA inclus. Dacă vrei una electrică, pleacă de la 50.000, din care mai scazi 10.000 cu rabla. Motorizarea aceasta cu două motoare și 408 cai putere și tracțiune integrală pleacă de la 58.500. Dacă vrei echiparea Pro pe care o avem aici, mai costă încă 4.000 de euro și versiunea pe care noi o avem aici este dotată bine și costă 63.500 de euro cu TVA inclus, fără rabla. Mai scazi 10.000 cu rabla și 1.100 de euro din acești bani este și vopseaua aceasta Crystal White Pearl, care arată bestial în lumina soarelui și are câteva metal flake-uri, așa, după cum se vede. Față de versiunea termică, diferențe estetice majore nu sunt. Avem grila închisă, sau mă rog, parțial închisă, așa o recunoști. Și știu că toată lumea știe, dar sigla Volvo este de fapt semnul masculin și au pus camera de marș arier în siglă. Poți activa farurile. E o chestie foarte interesantă, pentru că mașina se pornește atunci când tu te așezi pe scaun. Deci eu fiind singur, n-am cum să am pe cineva în față ca să activez și faza lungă și proiectoarele de ceață. Dar poți activa faza scurtă, se numește Home Safety Light, și poți vedea și ciocanul uitor cu semnalizările. Care, mă rog, ciocanul uitor nu prea mai seamănă la ciocan pe XC40, arată mai mult ca o coadă de balenă. Și avem și proiectoarele de ceață full LED și de data asta. Farurile sunt LED adaptive și au și funcție de cornering static pe proiectoarele de ceață, nu numai cornering din acela dinamic al farurilor cu LED. Cam așa arată și din spate, cu semnalizările cu bec incandescent, nu par să fie LED-uri, oricum n-ai cum să vezi pentru că este efectul acela de frosted pe ele.
Și cam așa arată din spate XC40, emblema Recharge Twin și nu avem deloc țeavă de eșapament. Jos de tot, în pseudodifuzor sau în bară, cum vreți să-i spuneți, avem un pic de piano black și în rest arată destul de normal. Arată bine cu această combinație negru cu alb, în culoare cu două tonuri. Avem și jante pe 19 inci specifică acestei versiuni Pro și dacă nu mă înșel, este singurul XC40 care are roți de dimensiuni diferite. Are 2.55, 4.5 pe 19 pe față și 2.35 parcă, da, 2.35 pe 50 pe 19 pe față. Deci 2.55 pe spate și 2.35 pe față. Este singurul Volvo care are altfel de roți pentru că este este un model destul de puternic. Bun, în rest avem detalii de design precum acel decupaj în uși, avem ușile cu praguri care acoperă pragurile și avem emblema Recharge pe prag, cam așa se aude. Și aici în spate avem un detaliu interesant, adică al treilea geam este montat în ușă, iar geamurile se deschid doar acea porțiune micuță. Și mai avem aici o emblemă Recharge, așa recunoști tu mașina dacă mergi pe stradă. După grilă, după emblema Recharge și o să vă mai spun după ce o recunoști, o să vă spun acum, hai că vă spun acum. Ei bine, la modelele termice sau plug-in hybrid, rezervorul de combustibil este pe dreapta. La versiunile plug-in hybrid, portul de încărcare se află aici, în aripa față. Însă la Recharge, la versiunea electrică, portul de încărcare se află pe stânga spate. Deci dacă vedeți un XC40 ce are port pe stânga, să știți că este versiunea full electrică. Grila activă îi permite să aibă un coeficient aerodinamic ceva mai bun decât un XC40 normal, de la 0.34 la 0.33, dar uite, chiar dacă mașina nu este construită de la zero pentru a fi electrică, avem un frank de 31 de litri unde îți poți depozita cablurile de încărcare. Dacă ridicăm această podea falsă, avem kitul de pană. Pentru versiunile termice unde ai roata de rezervă, primești și o mânușă, dar și o plasă unde poți să-ți pui roata de rezervă ca să nu-ți murdărești port bagajul. Mai avem aici rezervorul pentru lichid de parbriz și nu avem antifonare la capotă, dar ce vreau să vă arăt este aici. Se numește Air Woofer Technology. Mașina are difuzoarele de bas aici incorporate și ele sunt alimentate cu aer din exterior, ceea ce înseamnă că nu mai ai nevoie de subwoofer în mașină, ceea ce permite să aibă o față de ușă fără difuzor și buzunare ceva mai mari. Și basul, mai ales la sistemul audio Harman Kardon, se aude foarte, foarte bine, foarte, foarte tare. Și o să avem o comparație între un sistem Harman Kardon de Volvo și sistem Harman Kardon de pe noul Kia Sportage. Un clip pe care îl voi posta, nu știu, probabil prin aprilie, martie, nu știu când. Și mai este un detaliu interesant aici la capotă. Volvo îți spune de unde să deschizi capota, doar la modelele nu e așa, la XC90 de exemplu din 2007 nu e așa, că am avut unul pe mână. Te duci frumos așa și de aici se deschide capota. Și capota este făcută în Marea Britanie, scrie pe ea Made in the UK. Deci oricum vin piese de la mai mulți furnizori ca la orice altă mașină. Ai bagaje, ai plasele în mână, ce faci? Te duci în spate și ai sistem cazacioc, cum îmi place mie să-i zic. O să vedem. Așa, a mers până la urmă și iată și portbagajul. Portbagajul care are volum undeva la 415-20 de litri, am găsit mai multe
mai multe variante, evident un pic mai mic decât la versiunile termice și observăm că avem un despărțitor foarte frumos, iar aici este locul unde poți depozita mai multe obiecte, inclusiv această tavă, și e un lucru interesant la ea pentru că are protecții de cauciuc, astfel încât să nu facă zgomot pe timpul rulării dacă mergi pe drumuri denivelate. E un detaliu foarte interesant. Avem acest despărțitor pe care îl putem pune în starea sa normală. Îl ținem pe post de despărțitor și avem aici niște cârlige pentru plase. Dar mai avem cârlige pentru plase și acolo, dacă asta ne dorim. Și dacă vrei să rabatezi bancheta, observăm că avem o margine de încărcare plană. Și mai avem și un ski hatch. Iar dacă ai cotiera pliată, cum este aici, e bine, atunci îți poți pune schiurile. Pentru că aici nu avem altceva decât un pic de mochetă. Și aceste bare sunt barele de tetieră. Deci dacă vrei să bagi schiuri, cel mai probabil va trebui să ridici și tetiera. Doar tetierele laterale coboară. Apeși pe deblocarea, o să vedeți la interior, apeși pe deblocarea scaunului și cad ele automat. Deci un portbagaj destul de bine gândit din punct de vedere practic, nu fie el cel mai mare pentru o mașină de 4,4 metri, dar are multe aspecte practice. Și despărțitorul cu cârlige, ski hatch și marginea de încărcare plană pentru când, sunt rabatate scaunele, compensează. Și dacă vrei să o închizi, avem aici cele două butoane, cu sau fără încuiere, și stickerul este de la un Volvo XC90. Și mai avem și camera de marșarier, care este montată aici și este posibil să se murdărească dacă mergi pe nămol. Dar ea oricum are camere 360 de grade. Hai să trecem în revistă scurt dimensiunile. Deci 4425 de mm lungime, 1,87 m lățime, 1,65 m înălțime și ampatament 2,7 m. La toate XC40-urile este la fel. Versiunea asta cântărește cu șofer la gol 2188 de kg. Ceea ce este destul de mult. Însă, ceea ce trebuie să știm este că garda la sol la această versiune, din cauza bateriilor, este de 176 mm. La un XC40 normal avem 211 mm. Mașinile sunt la fel de înalte, au aceeași înălțime la milimetru, doar că bateriile mănâncă ceva spațiu și îi scade garda la sol. Scăzându-i garda la sol, rezultă și unghiuri mai slabe de atac, de degajare și de rampă. Dar adâncimea vadului de apă pe care îl poate traversa este de 45 de centimetri, care este o valoare bună pentru astfel de mașină și este aceeași adâncime pe care o poate traversa și un XC40 normal, în standard. Avem suspensie McPherson pe față, independentă pe spate, și un diametru de bracaj de 11,4 metri, același pentru toate modelele XC40. Dacă versiunea cu tracțiune față are un singur motor electric și antrenează punctea față, 231 de cai putere, versiunea aceasta de 408 cai putere, aceeași de pe Polestar 2, are două motoare electrice, 204 cai pe față, 204 cai pe spate, două motoare identice, fără legătură mecanică între punți, deci 408 cai putere în total, 660 Nm în total, și mașina, chiar dacă are 2,2 tonic, poate să accelereze de la 0 la 100 în 4,9 secunde. Și toate modelele Volvo sunt limitate la 180 de km pe oră, pentru că așa a decis Volvo. Versiunea de 231 de cai putere este limitată la 160 de km pe oră, așa cum sunt mai multe modele care au o putere similară. Dar mașina este o rachetă și o să vedeți la proba de condus despre ce e vorba.
Și tot așa, versiunea cu tracțiune față vine cu o baterie de 67 de kWh, capacitate brută. Aceasta vine cu 78 de kWh capacitate brută, 75 de kWh capacitate netă. Dacă vrei să o încarci acasă, la priză normală, se încarcă în 38 de ore. Dacă vrei să o încarci Type 2, la 11 kW, nu duce 22, se încarcă în 8 ore și 15 minute cu o viteză medie de 42 de km de autonomie pe oră. Eu am încărcat-o la Type 2 și mi-a luat un 29, cam așa, pe frigul ăsta. Ei bine, dacă vrei să încarci DC, adică curent continuu, se încarcă la 151 de kWh și de la 10 la 80% poate ajunge în 32 de minute, adică o viteză medie de încărcare de 100 de kW. Nu erau 32 de minute, viteza medie de încărcare este de 430 de km pe oră. O să vedeți, dacă n-ați văzut deja, nu știu când pun în clip, eu am încărcat-o la 50, trăgea 50, trăgea cu 190-195, cam pe acolo, kilometri de autonomie pe oră. Dar ea duce 430 de km de autonomie într-o oră dacă o încarci de la o stație de 150 de kW. Autonomia VLTP, ei zic 418, hai să zicem că scoți vara peste 350 sau 350, iarna eu reușesc să scot cu ea cam 300, ceea ce nu este rău dacă este să ne gândim. Nu e deloc rău, dacă este să mă întrebați pe mine. 300, asta înseamnă un consum mediu de 25, am scos și 22 cu ea, adică pot și mai mult de 300. Dacă ești cumpătat cu accelerația, atunci poate te poți apropia de autonomia declarată. Vara sau primăvara, eu sunt sigur că aș atinge cei 418 cu ea, fără nicio problemă. Mă mir că n-am zis până acum despre siguranță, că Volvo se laudă cu siguranța. Doar că acum toate mașinile sunt sigure, nu poți să spui că e una mai sigură ca alta cu mult. Tot ce înseamnă premium este top la capitolul siguranță. Volvo XC40 a obținut 5 stele la testele Euro NCAP, însă pentru versiunea electrică s-a mai montat o structură de rigidizare în plus în botul mașinii, undeva sub motor și mai în față, în fața roților față. Da, în fața roților față. Pentru că neamai având motor termic, motorul electric e mai mic, nu mai poate să mai absorbă nici el atâta energie, așa că au montat o structură de rigidizare în plus. La testul Elanului, Volvo XC40 s-a descurcat bine cu un pic de subvirare, dar asta este versiunea, dar vorbeam de versiunea plug-in hybrid, aceea a fost testată. Versiunea electrică probabil are alte caracteristici, dar undeva tot pe acolo, pentru că are centru de greutate ceva mai coborât. N-a fost testată, o să fie testată, asta nu știu. Fiind o mașină grea, XC40 are și frâne măricele, adică 340 mm pe față, 345 mm pe față, 340 mm pe spate, ventilate în ambele situații, spre deosebire de un XC40 de bază, să zicem un T2 cu 129 de cai putere, discurile sunt mai mari, cam cu 23 de mm pe față și 38 pe spate, dacă nu mă înșel, dar Volvo spune că în ciuda diferenței de masă de 600 de kg între cele două, ambele frânează de la 100 la 0 în 36 de metri. Într-adevăr, mașina frânează destul de bine, nu am apăsat frâna foarte mult pentru că regenerarea este absolut impresionantă pe modul One Pedal Driving și foarte rar este nevoie să apeși pedala de frână. Este super, super puternică. Și evident, v-am spus deja, este singurul Volvo care are jante și anvelope de dimensiuni reduse față-spate. 2.35-50-19 față, 2.55-55-19 pe spate. Scaunele de pe versiunea Pro arată cam așa. Negru cu piele vegană, zic ei, și microfibre. Electrice, reglabile electric, cu memorie doar pentru șofer. Sunt de un pic ferme, cu o susținere laterală suficientă și sunt scaune pentru oameni ca mine, adică mai micuți. M-am simțit super bine în ele, cu tetiere care nu sunt integrate precum la modelele de la 60 în sus și nici centurile de siguranță
nu au acel since 1959 pe ele. Dar există tehnologia IntelliSafe, practic scaunele și mașina pot simula anumite scenarii de accidente și te pot pregăti inclusiv cu centurile de siguranță care se ajustează în timpul accidentului. Reglează anumiți parametri, cu toate că un accident se întâmplă foarte, foarte rapid, vă dați seama. Ei bine, și ai și protecție împotriva fenomenului de whiplash, adică acel fenomen când te lovește cineva din spate și se duce gâtul în față și poți să îți rănești coloana. Deci, cam acestea sunt și scaunelele. Evident, multiple reglaje electrice și acest reglaj pentru șezut. Ecranul sistemului de infotainment. Despre sistemul de infotainment vom vorbi un pic mai târziu, dar are o chestie interesantă. Nu este un ecran capacitiv, este un ecran care are senzor cu infraroșu, ceea ce înseamnă că poți să îl acționezi și cu mânuși. Și nu sunt mânuși din acelea cu amprente, cu delea scumpe și șmechere, nu. Sunt mânuși normale. Eu am pus și căciula peste deget și am manevrat ecranul cu căciula. Și faptul că avem infraroșu e foarte precis, adică oriunde ai apăsa, mereu te va duce unde ai nevoie și abia trebuie să atingi și răspunde foarte repede. Și na, asta este un lucru foarte interesant. Vine și cu o cârpiță să cureți și trebuie să ții apăsat 2 secunde sau câteva secunde. Screen clean mode active. Press and hold home button to deactivate. Ca să poți să cureți ecranul de amprente. Suntem la o stație de 50 de kW și iarna la 6 grade, deși era mai frig. Probabil am mai stat mașina în soare puțin, că afară sunt, cred că 0 grade. Trage cu 50 de kW. Deci ea duce 150 de kW și trage din stație de 50 cu 50, fără nicio problemă și cu clima pornită și cu scaunele încălzite și volanul încălzit. Probabil că n-ar putea să tragă 150 la temperatura asta. Dar uite că poate să tragă maximum din câte stații avem noi așa, de 50, că majoritatea sunt de 50, probabil ar putea să tragă și 75 acum. De asta e bine să ai încărcare rapidă, nu doar că poate să încarce la 150 și nu avem stații, dar iarna trage cu maximum de cât poate stația oricum, adică 50-75 și așa mai departe. După cum vedeți, ușa este făcută așa dintr-o bucată, mă refer la materialul acela, la mochetă, chiar este o mochetă și buzunarul ușii este foarte mare pentru că avem acel air woofer care se află în botul mașinii, nu pe ușă. Și atunci nu mai ai nevoie de difuzor pe ușă și poți avea spații de depozitare destul de măricele. Dar în rest, el este acoperit cu mochetă, care se simte destul de bine. Dar o să-l scoatem pe Nelu ciocănelul și să trecem la treabă cu materialele. Bun, hai, Nelu ciocănelul, testatorul de materiale, da? Așa. Moale. Tare, 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 moale și aici jos, evident, tare. Deci o dau foarte, foarte încet, adică uite, îmi dau și în cap acum și nu se întâmplă nimic, nu mă doare, dau foarte ușor. Aici nu o să mai dăm că e același material cu cel, adică aici, nu o să mai dăm că e același material cu cel de pe uși. În rest avem mochetă și nu prea găsești multe mașini care să aibă capitonată zona asta. E plastic tare capitonată cu mochetă. Acolo avem un spațiu de depozitare tot din plastic, iar pe cotieră moale și pe bord material moale de calitate bună. Și aici la bord material moale, aici tare și aici tot așa tare. Deci cam așa sunt materialele. Asamblarea este bună, nu prea am ce să-i reproșez din acest punct de vedere. Și materialele sunt într-adevăr ok. Și hai să facem și un test de sunet cu mâna pe mochetă, așa. Probabil ajută și la antifonare această mochetă, nu doar la aspect. Pe versiunile Air Design poți să-ți iei și mochetă portocalie. Portocalie fix ca o portocală. Și Volvo XC40 mare detalii foarte mișto. Aici avem două sloturi, sunt suporturi pentru cărțile de credit
Și ia, trebuie să scot și eu una. Poate îmi scot permisul și să-l pun. De ce nu? Așa, uite, pun permisul. Așa. Deci așa stau, în unghi. Am înțeles. Bun. Două aici și unul aici. Și multă lume nu știe de chestia asta. Aici este un compartiment secret pe care nu-l vezi, doar știi de el dacă știi de el. Și poți să-ți bagi cărțile de credit și permisul sau alte acte. Dar nu se termină toate detaliile șmechere aici, pentru că mai avem wireless charging și încă un spațiu de depozitare acolo care este destul de adânc. Avem două suporturi de pahare pe nivel cu bază cauciucată, dar sunt destul de mari pe stil american așa. Și aici avem o cotieră destul de măricică, însă hop, ce avem noi aici? Avem un coș de gunoi, fraților. Ai un coș de gunoi pe care îl iei și îl golești. Și asta nu e tot, pentru că ai și scrumieră în Volvo XC40. Și mai mult, ai una bucată torpedo. Foarte frumos, intră o sticlă de 2 litri în ea. Nu este, în schimb, capitonat, însă ce e asta? Este suport pentru plasă. Poți să-ți pui plasa sau portofelul, de exemplu. Portofelul de la Cosmin. Așa. Maximum 2 kg scrie pe el că poți să pui. Și primele XC40-uri mai veneau și cu torpedou ce se încuia cu cheie, însă cheia era depozitată în torpedou. Luai cheia din torpedou, avea suport pentru această cheie, deschideai torpedou, îl închideai, încuiai cu cheia și după aceea când îl deschideai, lăsai cheia aici. Aici era suportul pentru cheie. Și mai are ceva aici frumos, un suport pentru pixuri. Pentru cine mai știe să scrie în 2022. Nu am zis și de acest material, e interesant. Pentru că îți dă senzația de cauciucat. Așa. Iar grilele sistemului audio Harman Kardon sunt metalice, așa. Ca o răzătoare. Foarte drăguț. Și dacă vrei să deschizi portbagajul, pardon, haionul electric din mașină, ai acel buton care este cam ascuns, așa, nu prea îl vezi de volan, dar trebuie tu să știi de el și oricum vei ști. Aici avem comenzile climatizării și pentru sistemul de infotainment. Și aici este un buton care nu face nimic. Și mai avem o priză de 12V și două USB-C-uri. Pentru că toate Volvo-urile acum au USB-C-uri și aceste guri de ventilație foarte mișto. Rece așa. Bine, acum sunt calde că s-au încălzit. Dar uite așa. Foarte bine texturat, foarte bine alese materialele. O ambianță plăcută. Cam așa arată parasolarele și e interesant că n-am prea mai văzut parasolare așa care să nu fie simetrice pe o parte pe alta. Cu lumină. Luminile de aici sunt cu touch. Nu sunt cu senzor de proximitate ca la noile modele ale grupului VAG. Și cam așa arată stinse. Interesant este că avem un plafon panoramic, super panoramic. Acesta se închide așa. Bine, se închide cam încet, nu o să-l închidem de tot, dar nu doar că este plafon panoramic, este și trapă. Și mecanismul de deschidere și închidere se face prin swipe. Și tu poți să-l oprești exact în ce punct vrei. Foarte tare. Cam așa stai la bord și cam așa se vede bordul. Volanul nu e foarte subțire, e gros, dar e încălzit. Aici sunt comenzile climatizării, tempomatului și poți să selectezi tu dacă vrei limitator de viteză sau tempomat. Și aici avem comenzi vocale
și un buton care schimbă display-ul, doar că acum nu se poate schimba display-ul pentru că suntem la încărcat. Și comenzile audio plus consumul. Și cam așa am eu consumul. 167 de kilometri parcurși, 25,7. Dacă scoți 25, ai consum 300 de kilometri. Deci iarna și am mers și la minus 2 grade și la minus 3. Și astăzi am scos 22,7 consum. Și O2 de la odometer, 193 de kilometri. Mașina asta are 193 de kilometri, la bord dintre care 167 deocamdată făcuți de mine. Până să termin acest test, o să trecem de 2-300. Bun. Deci cam așa arată bordul. Interesant este că dacă vorbești la telefon, atunci acest buton se schimbă și devine butonul de telefon. Nu mai este buton de computer de bord. Deci nu poți să umbli la computerul de bord dacă vorbești la telefon. Și mi-a mai scris cineva în comentarii la Volvo că de ce ai vrea să te uiți la consumul de carburant sau de curent atunci când vorbești la telefon. Pentru că poți. Sau poate pentru că te plictisești vorbind la telefon. Aici avem comenzile pentru geamuri și oglinzi și dacă ți-ai apăsat când mașina este pornită pe butonul de dreapta, se va lăsa geamul în jos ca să poți să parchezi la bordură fără să îți zgârii jantele. Și tot aici avem și comenzile pentru memoria scaunului și la Volvo trebuie să ți-ai apăsat. Adică dacă ai luat degetul, s-a oprit. Ce în față stau eu cu scaunul. Dacă vrei să memorezi ceva, apeși pe 2 și ți-a apăsat pe 2 și s-a memorat. Și acum ambele memorii sunt pe scaunul meu. Tot așa un detaliu interesant, îl mai găsim și la Skoda, acel suport pentru numărul de telefon, carte de vizită, tichet de parcare și alte obiecte pe care ai dori să le transporti sau să le afișez pe parbriz. Iar acesta este sistemul de infotainment Google Automotive, cam așa se numește. Este practic o tabletă cu Android și nu doar Volvo o va folosi, și alți producători au decis să folosească pe viitor. Nu are Apple CarPlay, nu are Android Auto momentan, va primi printr-un update de soft, în ciuda faptului că este cu Google. Așa că va trebui să mai așteptăm. Dacă vrei să-i dai internet, ai mai multe servicii. În unele țări Volvo oferă un serviciu din acesta 4 ani gratuit internet. Poți să-i pui cartelă SIM, poți să-i faci hotspot de la telefon prin Wi-Fi, cum fac eu și e foarte simplu. Navigația mașinii este Google Maps, nu altceva. Și aici poți să-i dai să caute stații de încărcare, de exemplu. Dar revenim. Se mișcă ușor că are ecranul acela cu senzori infraroșu. Dacă vrei să intri în meniul de aplicații, ai aici, îți downloadezi din Play Store aplicații exact ca la un telefon cu Android. Simplu ca bună ziua. Interesant este acest sistem Range Assistant, unde vezi consumul instant, autonomia, Range Optimizer și ce funcții îți mănâncă cât curent. Ok. Intri aici la setări, ai driving și ai toate setările pentru condus. Off-road mode, care nu e altceva decât un mod care îți ușurează puțin pedala de accelerație să nu fie prea prea rapidă. Pilot assist sau speed limiter. Pilot assist este tempomatul adaptiv. Steering assist, din nou, să îți țină și banda. Lane Keeping Aid, Ready to Drive Notification, adică atunci când mașina este în drive. Tu când intri în mașină, practic te așezi și mașina pornește. Nu mai avem buton de start, aici era. Doar că l-au scos, nu mai ai nevoie. Te urci pe scaun, apeși pe frână, mașina pornește, o treci în drive sau în reverse și ea pleacă. One Pedal Drive, așa cum îmi place mie să conduc, cu regenerare foarte puternică. Și Steering Feel Firm. Steering Feel Firm adică să fie ceva mai grea. Nu, mie îmi place să fie ușoară pentru că degeaba o îngreunez artificial, că senzația nu se schimbă. Mai bine să se simte ea un pic mai ușoară, chit că este o mașină grea, decât să se simte
greoaie. Bun, și acestea sunt toate setările cu privire la driving, sound, sistemul audio Harman Kardon, să selectezi tu ce mai vrei, connectivity, Wi-Fi, vehicle SIM data, Bluetooth, aplicații, profiles. Ok, câte chei ai, câte connected chei ai. Ia să vedem aplicații. Unde eram? Google. Conturile de Google și alte chestii. Ai Google Assistant. Dacă îi dai OK Google. Oops, something went wrong. Da, nu ești conectată la internet, normal. Așa. Practic poți să vorbești cu ea și îi zici OK Google, turn off climate control sau ceva. Și setări pentru sistem. Față de vechiul sistem de infotainment de la Volvo, acesta este mult, mult mai simplu și mult, mult mai ușor de utilizat. Și acum, ca să intrăm în climatizare, avem aici toate funcțiile climatizării. Interesant e că nu ai swipe pentru temperatură. Așa, scaune și aici alte setări. Auto passenger seat heat și auto steering wheel. Interesant este că cum le lași așa rămân. Dacă tu ai volanul încălzit și scaunele încălzite pornite, în momentul în care ai plecat la drum, ele pornesc. Dacă ai un pasager și acesta coboară sau urcă, ei bine, atunci când coboară se dezactivează, atunci când urcă rămâne setarea pe care a avut-o înainte, adică 3, 2 și așa mai departe. Dar oricum poți modifica și tu acest lucru. Deci cam așa sunt setările de climatizare la Volvo XC40 și cam acestea sunt setările, simplu de utilizat, simplu de modificat. Așa, și Google Maps v-am arătat, asta este harta ei, îi dai internet, îți dă și trafic, nu îi dai internet, nu-ți dă trafic și te duce pe ruta cea mai scurtă, care e probabil și cea mai aglomerată, dacă este să ne referim la România, dar răspunde extraordinar de bine, extraordinar, deci părerea mea e că e față de orice alt sistem proprietar al mașinilor premium, răspunde mult mai bine și recomand. Și încă un lucru, dacă îi dai să te ducă undeva, nu știu, hai să vedem, Lidl Corbeanca, noi suntem la Lidl Snagov, îți spune cât la sută baterie vei mai avea și cât durează să mergi până acolo. Bine, n-are internet acum, dar cam 5% baterie o să îți mănânce. Asta este un lucru interesant. Nu știu dacă îi selectez să ducă la o stație de încărcare, dacă va precondiționa bateria. Mie mi-a băgat 50 de kW din start, dar înainte am mai stat un pic cu ea la Type 2, la 11 kW. Probabil s-a mai încălzit un pic și atunci. Și acum văd că trage cu 195 de km de autonomie pe oră. Trage bine, trage bine. Așa arată și bordul după ce am scos-o de la încărcat. Cu Google Maps așa arată harta. Dacă vrei să schimbi, atunci îți apare așa. Dar prefer cu harta și dacă ai hartă presetată, adică destinație, atunci o să vezi un mirroring al ecranului din sistemul de navigație. Și pentru că eu mereu uit să pun și camerele, și arată camerele 360 de grade în față. Avem și rear cross traffic alert, dacă se numește rear auto brake aici. Și pur și simplu schimb dintr-o parte în alta. Și cam așa, mai aici câteva setări pentru cameră. Guidelines și volume la senzorii de parcare, pe care poți dezactiva din sistemul de infotainment. Uite un lucru interesant. Ce faci dacă vrei să stai în spate și să pornești clima, dar nu e nimeni pe scaun? Cum faci? Apeși cu mâna pe scaun și atunci senzorul de greutate al scaunului va porni mașina. Și dacă tu nu deschizi ușa șoferului, atunci va rămâne pornit, cred eu. Pentru că eu m-am dat jos din față, m-am dus în spate și nu puteam să pornesc climatizarea, că voiam curent pentru geamurile laterale. Așa că am apăsat pe scaunul șoferului și a pornit mașina cu totul.
Așa că, na. Life hack despre Volvo XC40 Recharge. Și cam așa, stai în spate. Interesantă zona asta a geamurilor, cu al treilea geam integrat în ușă efectiv, și dacă vrei să-l cobori, se coboară doar această porțiune și nu se coboară de tot. Deci nu poți să stai cu mâna deschisă pe geam. Și aici ai un punct de ancorare pentru anumite accesorii, gen plasă de câine sau plasă metalică. Aici avem un cârlig. Primele Volvo XC40 aveau aici cârligul și îl puteai demonta și devenea punct de prindere pentru aceste accesorii. Aici aceste butoane sunt tot cu touch, aceste lumini sunt tot cu touch. Și per total, cum stai pe banchetă, stai destul de ok. Bancheta este și ea destul de fermă, dar stai bine, n-ai treabă. Și este amplasată un pic vertical bancheta, deci nu vei putea sta foarte pe spate, dar stai bine, stai drept, stai corect din punct de vedere ergonomic, dacă este să mă întrebați pe mine. În ceea ce privește spațiul la cap, am destul. Bine, dacă ai peste 1,80, s-ar putea să atingi cu capul, mai ales dacă ai plafonul panoramic, adică acesta. Ei bine, dacă nu ai plafonul panoramic, s-ar putea să ai mai mult loc. De fapt, sigur ai avea mai mult loc pentru cap. Fiecare lucru, vorba aia, își cere tributul. Mai avem aici o plasă. Apropo, scaunul este dat destul de în spate, eu nu ajung la pedale. Eu am 1,64 și cam atâta loc la picioare mai am, la cap am, adică este destul loc. Dacă este să ne uităm în această zonă, să vedem materialele, moi, asta este tare cum este și acolo, în spate nu au mai păstrat aceeași textură pe care ați văzut-o în față, aceea, și imită difuzorul. Ăsta este metalic. Aici avem material moale, aceeași mochetă, și în jos aici avem material tare. Avem și buzunărele mai mici decât în față, pentru că evident avem difuzoarele. În spate avem difuzoare, nu mai avem air woofer. Deci doar pentru față aveam air woofer, în spate nu aveam. Ce mai avem aici în spate? Două guri de ventilație și două prize USB-C, USB-C. Dacă vrei să stai în mijloc, atunci ai acest tunel median, care este destul de înaltuț, dar este îngust. Dacă vrei să stai în mijloc, atunci această cotieră este ceva mai rigidă decât un scaun obișnuit. În schimb, surpriza a fost partea asta de șezut, care e foarte moale. Deci aici este mai tare, aici este mai moale decât pe scaunele individuale din stânga și din dreapta. Și dacă vrei, ai aici, bam, o cotieră cu suporturi de pahare și cu acești suporți cauciucați. Și, evident, pentru scaunele de copii avem celebrele ISOFIX-uri, două pe parte, două pe parte, și aceste căpăcele nu se scot, nu ies de acolo, ceea ce înseamnă că nu există riscul să le pierzi. Și cam așa arată XC40 în spate. Și evident mai avem și o tetieră, pentru că dacă nu ai nevoie și nu transporti pasager pe locul din mijloc, atunci nu ai de ce să ai tetiera ridicată. Și dacă nu ai niciun pasager, atunci faci asta. Ați văzut la portbagaj cum se face, acum vedeți cum se face de aici. Și cade tetiera. Pui la loc și ea cade. O pui la loc și ea cade. Avem bateria încălzită, pentru că am și fost la încărcat, am și mers cu mașina destul de mult. Atunci când este dimineață și frig, îți apare un fulg de zăpadă în dreptul bateriei și îți spune acceleration and range limited due to battery temperature. Acum văd că merge mai ok. Ia să vedem ce range avem. Avem range 260 de km cu 71% baterie. Nu e rău. Nu e rău deloc. O să mai scadă, că o să mergem și tare și o să-mi stric eu consumul meu fabulos, cu care mă mândresc la mașinile, la modelele electrice. 22,6 deocamdată. 22,6 kWh la 100 de kilometri doar astăzi.
Vizibilitatea în față este bună, scaunul poți regla ori mai sus, ori mai jos, adică să ai și o poziție destul de joasă și una destul de ridicată. Oglinzile sunt puse pe ușă și îți mai oferă și ceva vizibilitate în plus. Sunt destul de aproape de tine ca și șofer. În oglindă vezi bine, în spate montantul C poate fi considerat un pic cam grosuț. Dar cabina este aerisită datorită plafonului panoramic și așa l-am mers liniștit. Mașina e foarte mișto de condus. Avem câteva moduri, nu avem nici o padelă pentru regenerare, nici un mod de braking, nici un nimic, pentru că intrăm la driving și avem în felul următor. Avem off-road mode. Off-road mode ce-ți face? Dacă îl activezi, îți înmoaie pedala de accelerație și nu mai accelerezi la fel de brusc, însă la o anumită viteză, ia să vedem, mai este 30-40 de km pe oră, cam așa se dezactivează și merge ceva mai lin mașina. Gata, la 40 de km la oră s-a dezactivat, deci oricum nu poți să mergi cu el mai deloc, pentru că la cum accelerează mașina asta, imediat îl depășești. Este strict mod de off-road și eu l-am încercat pe niște drumuri denivelate și își face bine treaba. Apoi, avem Driving Dynamics și aici ne interesează pe noi. Avem One Pedal Driving pe care eu l-am dezactivat și dacă tu îl dezactivezi și iei piciorul de pe accelerație, mașina face coasting și foarte, foarte puțină regenerare. Merge ca o mașină normală cu transmisie automată, da? Și la 6 km pe oră se oprește, adică îți menține viteza la 6 km pe oră. Pe One Pedal Driving, mașina se oprește de tot și dacă accelerezi, hai să zicem 40-50 de km pe oră, mașina va frâna și are o regenerare destul de puternică. Așa, direcția pe modul său standard este foarte plăcută că este ușoară. Ai un minim de feedback în ea și este destul de directă. Într-adevăr, nu e direcție de mașină sport, dar pentru un astfel de model e mai mult decât decentă. Dar mai ai această opțiune de steering wheel curb și din punctul meu de vedere devine prea grea pentru caracterul mașinii. Știu că mulți dintre voi apreciați o direcție ceva mai întărită, dar dacă se întărește și nu-ți plusează feedback-ul, degeaba. Din punctul meu de vedere, știu că mulți dintre voi preferă acest lucru. Și acum rămânem pe One Pedal Mode. Ia, și dacă o trecem pe... dezactivăm toate modurile. Dezactivăm One Pedal, dezactivăm Steering Wheel Form. Hai să facem un 0-100 cu 71% baterie, cu bateria încălzită. Hai! Nu e nimeni în față, nu e nimeni în spate, nu e nimeni la stânga, nu e nimeni la dreapta. 3, 2, 1. Suta. Wow. Foarte rapidă și mai ales pe reprize. Este rapidă. Ia să punem One Pedal Driving-ul, că m-am obișnuit cu el și zice regenerare puternică are. Mergi pe stradă, da? 35 de km la oră, dar trebuie să te bați, trebuie să faci ceva. Vum! Oha! Și a plecat. Mașina efectiv se lasă pe spate, de asta are anvelope mai mari pe spate. Efectiv se lasă de spate, trage întâi cu spatele și după aia trage și fața. Efectiv, se ridică. Se ridică așa. Vum! Ia avea. Vum! Wow! Adică pentru un SUV compact să ai un asemenea răspuns la pedală și un asemenea sprint și pe depășiri, nu mai vorbesc. Oriunde ai vrea să te duci, bam! Te-ai dus, bam! Te-ai dus, bam! N-ai nicio problemă, niciun stres. Să zicem că nu-ți place One Pedal. Să zicem că vrei să faci coasting și așa mai departe. Dacă apeși pedala de frână, ei bine, ea e constantă. Adică nu își schimbă feeling-ul în funcție de regenerare sau de cât apeși tu cu frânele fizice. Este o pedală
de frână fermă, constantă și consistentă. Și din punctul ăsta de vedere, aș putea să o laud. Foarte, foarte silențioasă. Și apropo de silențiozitate, am făcut testul pe același traseu pe care am făcut și Kia Sportage, 80 de km pe oră, mers pe pilot automat, mers în linie dreaptă, 61,7 decibeli media și 65,1 vârf. Kia Sportage a scos 61.0 și 65.1. Deci, sunt apropiate. Dar amândouă sunt două mașini super silențioase. N-am avut nicio problemă din acest punct de vedere. Scaunele sunt ferme, dar sunt ferme într-un mod suedez, un fel de tough love. Adică tu ai vrea să fie confortabile, le simți un pic ferme, au susținere laterală, să zicem, peste medie, dar nu sunt inconfortabile, pentru că te trezești că mergi sute de kilometri cu mașina și nu obosești. Sunt destul de ergonomic amplasate și gândite. Deci, din acest punct de vedere, n-am de ce să mă plâng și sunt scaune făcute pentru oameni ceva mai mici, dacă este să mă întrebați pe mine. În ceea ce privește regenerarea, dacă ești pe one pedal drive, atunci tu poți să modulezi totul. Acum mergem constant cu 30, 40, 50 sau dacă accelerezi un pic 100, mergem cu 50 constant, iei piciorul de pe accelerație puțin, faci coasting, iei piciorul un pic mai mult, ai puțină regenerare și decelerezi mai tare. Dacă iei și mai tare, atunci intervine super regenerarea. Și dacă știi să modulezi pedala de accelerație, poți merge doar din pedala de accelerație cu mașina și să nu trebuiască să apeși frâna niciodată. Într-adevăr, la toate mașinile electrice e ceva de muncă să înveți fiecare treaptă cum să o modulezi, dar mie îmi plac astfel de challenge-uri. Mulți dintre clienții de mașini electrice nu se chinuie cu așa ceva și, după punctul meu de vedere, e păcat, pentru că astfel îi maximizezi autonomia săracii mașini. Dar mulți oameni sunt într-adevăr impresionați de accelerația asta și nu vor să-și bată capul cu alte probleme. Dar asta este o mașină făcută pentru cei care nu vor să se chinuie. Nu ai mod de braking, nu ai trepte de regenerare din padele, ai coasting sau max regen și atât. Și evident 408 cai putere, 660 Nm, imediat, bum, te-ai dus ca o rachetă. Chiar este rapidă și lumea când te vede pe stradă nu prea știe ce ai tu sub capotă sau capote. Este sleeperul perfect. Sleeperul perfect. La semafor n-ai niciun stres. Te duci acolo, nici nu vrei să pleci tare și pleci. Bum! Și pleci liniștit. Primul. Este ceva mișto, mișto. Pe niște drumuri virajate, mașina poate fi condusă în mai multe moduri, adică one pedal drive sau two pedal drive. În moment în care pe viraje tu trebuie să acționezi frâna cu steering wheel firm sau cu steering wheel soft. Și pe soft, după părerea mea, se simte ceva mai natural. Eu merg pe soft și cu one pedal driving, pentru că intri într-un viraj, mașina frânează în linie dreaptă și pot să modulez în interiorul virajului, fără să iau piciorul de pe accelerație, dacă vreau ca mașina să intre în frână de motor, în regenerare sau nu. Și asta e un lucru pe care îl poți face doar cu mașinile electrice și este destul de interesant, pentru că te pregătește de viraj. Uite, vine virajul, iau piciorul de pe accelerație, frânează puțin și am viteza de intrare în viraj pe care mi-o doresc. Suspensia este puțin fermă, dar pe denivelările lungi stă bine pe șosea. Pe denivelările scurte, acolo suspensia făcută fermă, amortizoarele
ca să compenseze masa în plus a mașinii, na, o face puțin mai rigidă. Asta la pachet și cu jantele de 19 inci, pe denivelările scurte. Pe denivelările lungi, mașina stă bine, nu țopăie foarte mult, e ok. Uite, vine viraj, iau picior de pe accelerație, transfer masa pe față și intru în viraj. Și ies fără nicio problemă de tracțiune. Nu poți dezactiva controlul tracțiunii la XC40 Recharge. Deloc. Volvo nu te lasă să faci chestia asta. Uite, vine viraj, iau piciorul de pe accelerație, intru în viraj și am ieșit. Blană am ieșit. Vine viraj, știu virajul, e destul de strâns, iau piciorul de pe accelerație, intru, se schimbă, se face transferul de masă pe față și intru în viraj. Mașina intră în subvirare foarte, foarte târziu. Așa se întâmplă la astfel de modele cu centru de greutate în jos. Intră în subvirare foarte târziu, dar în funcție de unde e distribuită puterea și greutatea, după aceea vezi subvirare mai multă sau supravirare mai multă în funcție de aceste criterii. La Volvo XC40 am observat că intră puțin în subvirare, dar dacă nu ești la limita limitei aderenței cu mașina, în momentul în care accelerezi, mașina începe să împingă un pic de spate, să devină neutră spre supraviratoare. Adică niște caracteristici plăcute la condus, dacă este să mă întrebați pe mine. Uite, viraj de 90 de grade, iau piciorul de pe accelerație și intru în viraj fără a fi frânat, dar cu puțină regenerare în frână de motor și mașina rămâne cu transferul de masă pe față și poate să muște fața mai bine. De aceea spun că intră în subvirare destul de târziu. Și la ieșire mi-a dat power understeer, mi-a subvirat puțin, dar după aia a corectat-o puțin și a început să tragă cu spatele. Și trebuie să aveți grijă la ieșirea din viraj, pentru că dacă accelerezi foarte tare, mașina chiar se va duce în exterior. Te fură din acest punct de vedere. E prea puternică. Uite, și amortizează foarte bine. Chiar dacă amortizarea este puțin fermă, ea este silențioasă. Din acest punct de vedere. Și poți parcurge distanță la un ritm destul de alert cu mașina asta, fără să-ți dai seama ce faci. Adică există riscul de a-ți pierde permisul și ți-l pierzi degeaba. Și acum hai să testăm tempomatul adaptiv. Setat la 80 de km pe oră, vedem cum accelerează, cum frânează și cum virează singură mașina. I-am dat să revină la 80 de km la oră. Domnul cu Opel Astra mi-a tăiat un pic calea. Mașina accelerează lin, frânează destul de lin, nu se sperie foarte tare. Și acum hai să vedem steering assist-ul cum este. Să vedem ce se întâmplă. Mașina ține banda bine, centrată, face mici corecții din volan și acum mă anunță. Hold steering wheel. Resume driving. Emergency stop assist is activated. Pilot assist cancelled. Gat. Și îmi zice mie să resume driving. N-am o sticlă de apă de 0.5 ca să facem ce a făcut cei cu Peugeot, dar nici nu recomand. Ideea este că dacă tu ții mâna pe volan și volanul este rezistiv, nu este capacitiv, unii producători au început să pună volane din acestea capacitive. Uite al volum. Așa, uite, îi mai dăm o dată. 80 de km pe oră. Ține banda. Eu țin mâinile pe volan, dar nu apăs pe volan, da? Țin mâinile pe volan, dar nu apăs. Așa, hold steering, nici dacă strâng de volan, dacă aplic presiune pe volan, hop, ce ai făcut azi? Dacă pun presiune pe volan, mașina nu va recunoaște acest lucru. Ia să vedem. Mai încercăm o dată.
Și e bine, dar virajele strânse trebuie să preiei tu controlul, adică nu va... Uite, eu acum strâng de volan și tot îmi zice hold steering cu el. Deci este rezistiv, nu este capacitiv. Uite, eu strâng de el, eu îl țin și nu vreau. Dar nu la multe mașini e așa. Dacă fac așa o dată, gata, a revenit. Și acesta a fost episodul cu noul Volvo XC40 Recharge Twin Pure Pro de 408 cai putere. O mașină care mi-a plăcut mult și îmi place mult în continuare. Consumul pe ultimele 3 zile 25,2, deci o autonomie de 300 de km medie. Astăzi am scos mai puțin în ciuda faptului că i-am dat niște accelerații. Am scos 22,9 și probabil mașina va ajunge la Volvo cu consum de sub 23 înapoi. Eu n-aș vrea să o dau, că îmi place foarte mult. Acum e treaba voastră. Spuneți în comentarii dacă vă place XC40 în general, dacă vă place versiunea Recharge. Mie mi se pare unul dintre cele mai frumoase și cele mai bine proporționate SUV-uri și multe detalii șmechere în interior. Spuneți voi. Vă aștept părerea în comentarii. Și ca de obicei, cum mă puteți ajuta pe mine? Like, share, subscribe, join să deveniți membri ai canalului, ca să pot să vă ofer cât mai mult content. Anul ăsta mi-am propus să scot cel puțin 200 de clipuri. Hai să vedem dacă mă țin de treabă. În rest, ne auzim data viitoare. Vă pup, aveți și butonul de join dacă vreți să deveniți membri și în descriere aveți și un link de Revolut dacă vă place ceea ce fac și vreți să mă susțineți. Asta ca să nu fac Patreon, că e mai simplu așa. Dar dacă vreți, fac și Patreon pentru voi. Volvo, asta este. Practic am condus un Polestar 2 ceva mai înalt, iar C40-ul va fi undeva între Polestar 2 și XC40. Deci, cam asta este. Primul Volvo electric. Vă pupă, Luci Popa!